Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre cum vă puteți planifica activitatea didactică la geografie clasa A6, -a, astfel încât în fiecare săptămână să utilizați câte o resursă educațională deschisă realizată în cadrul proiectului CRED. Vom porni de la programa școlară în vigoare, vom construi planificarea calendaristică, apoi planificarea pe unități de învățare, vom identifica redurile realizate de experții din echipa disciplinei geografie pentru fiecare conținut în parte și vom pune un cod QR de acces la fiecare dintre materialele propuse. Ei bine, m-am ocupat eu de toate aceste lucruri și veți vedea în diapozitivele următoare cum le-am organizat. E bine, pentru prima săptămână, 5-9 septembrie și săptămâna a doua, 12-16 septembrie, mi-am propus recapitulare și evaluare inițială. Pentru a vedea care este nivelul competențelor specifice ale elevilor, cele provenite din clasa a 5-a. Și astfel voi începe cu o lecție interactivă de recapitulare și evaluare. Tera elemente de geografie fizică. Vrei să fii elev de nota 10 care se găsește pe canalul de YouTube Lecții Geografie Geographic Classes fiind realizată chiar de către mine această resursă. Pentru a accesa resursa, accesați codul QR din partea dreaptă. Îl scanați cu ajutorul unei aplicații specifice, scan cod QR sau chiar cu camera dispozitivului. Multe dintre dispozitivele digitale moderne, dintre telefoane inteligente, am încorporat în aplicația de cameră această opțiune de a scana și codurile QR și astfel accesați direct acel link care vă va apărea după ce scanați codul. Așa voi proceda pentru fiecare red pe care l-am introdus în acest tutorial. Mergem mai departe. Cu săptămâna 3 a treia, când trebuie să parcurge reperea ale cunoașterii terei de la mari descoperiri geografice la explorare modernă. Și avem un red realizat în acest sens în cadrul proiectului. Cred că îl puteți accesa scanând codul QR din partea dreaptă apoi continente și țări, reprezentări cartografice, harta politică a lumii, aici avem redul să explorăm Terra cu ajutorul Google Earth. În săptămâna a cincea, aplicații practice, exerciții de apreciere a distanțelor suprafețelor pe suporturi cartografice clasice și sau digitale. Și avem un red care poartă acest nume, exerciții de apreciere a distanțelor și suprafețelor pe suporturi cartografice. În săptămânile 6-7 mergem la recapitulare și evaluare la finalul primei unități de învățare când se termină și modulul 1, cunoașterea lumii în care trăim și avem un test de evaluare sevențială realizat de un expert din cadrul proiectului CRED, dar și mai ales eu aș vrea să vă propun altceva, un un tutorial în care vă arăt cum puteți transforma testul digital din manualul unic de clasa a 6 -a, la disciplina la geografie, editura didactică și pedagogică, cum îl puteți transpune în format digital pentru a-l da elevilor în Google Forms. Ei bine, scanând codul QR din partea dreaptă puteți accesa acest tutorial. În săptămâna 8 -a, discutăm despre populația terei, evoluția numerică, răspândirea geografică, diversitatea umană, mobilitate teritorială. Sunt mai multe reduri realizate în cadrul proiectului CRED aici, eu vă îl propun pe cel care se numește Populația Terei, Evoluția Numerică, resurse Educațională Deschisă la Geografie. Apoi, în săptămâna nouă trecem la așezările omenești, forme de locuire și diferente ter teritoriale, avem aici realizate reduri și în acest sens. În săptămâna 10 discutăm despre resursele naturale și valorificarea lor, în 5, săptămâna 11 discutăm despre domeniile activităților economice pe Tera. În săptămâna 12 -a discutăm despre efectele activităților umane asupra mediului și calitatea vieții, în timp ce în săptămâna 13 -a mergem la aplicații practice referitoare, la interpretarea caracteristicilor demografice și de locuire din un local și apropiat. Și eu vă propun, resursa educațională deschisă, utilizarea energiei din surse regenerabile. În săptămâna 14-15 se încheie modul al doilea și totodată unitatea de învățare antroposfera omul și activitățile umane. Astfel, eu vă propun să utilizați manual de geografie, clasa 6, editura didactică și pedagogică, apărut la București 2018, pagina 38-39, pentru a vă ajuta de acesta în realizarea recapitulării și evaluării la finalul acestei unități de învățare. Pentru a accesa direct manual în format digital la acele pagini, scanați codul QR din partea dreaptă. Deja trecem în 2023 cu modulul al treilea, săptămâni 16-17, și începem să studiem Europa. Mai întâi cu poziția geografică, țărmurile, golfurile, insulele, peninsule și strântorile, iar în săptămâna 17 trecem la caracteristicile reliefului Europei și unitățile majore de relief. Săptămânele 18-19. Europa Hidrografia, respectiv diferențieri climatice și biogeografice. Avem reduri realizate și în acest sens. Le puteți accesa scanând codurile QR din partea dreapta a ecranului. În săptămâna 20 vom face o lecție de recapitulare și evaluare în ceea ce privește cadrul natural, mediul natural ca suport al locuirii umane în Europa. Și vă propun testul secvențial la clasa 6 Europa caracteristici fizico-geografice, realizat în formulare Google de către unul din experții echipei de geografie din cadrul proiectului CRED. Săptămânile 21-22, Europa, harta politică, state și regiuni, unde vă propun redul clasificarea și ierarhizarea statelor. Apoi, în 22, răspândirea geografică și a populației, elemente de diversitate umană. Aici avem mai multe reduri realizate în cadrul echipei de geografie. Eu îl propun pe cel denumit Ponderea populației urbane în cele mai populate 20 de țări europene. În săptămâna 23, mari Orașe Europene, săptămâna 24, Europa Resursele Naturale și Valificarea acestora săptămâna 25, activitățile economice, agricultura, industria și serviciile, iar săptămânile 26 și 27 le alocăm recapitulării și evaluării din Europa, conținuturilor din Europa, oameni și locuri și economie. Și avem aici un test de evaluare realizat în formulare Google de către unul din experții, cred, din echipa de geografie. Săptămâna 28 discutăm despre Uniunea Europeană și avem un red în acest sens. În săptămâna 29 începem deja caracterizarea unor state pe fiecare regiune geografică, cel puțin un stat. În Europa Sudică, Italia. În săptămâna 30 -a, Europa Vestică și avem fie redul comparație între două state, Franța și Germania. Aici avem un stat din Europa Vestică, Franța și unul din Europa Centrală, Germania, sau caracterizarea Franței. Săptămâna 31 trecem la Europa Nordică și aici în cadrul proiectului cres s-au realizat mai multe reduri de caracterizarea unor state. Avem Norvegia, avem Suedia, avem și Finlanda. În săptămâna 32, Europa Estică, aici avem Federația Rusă și Ucraina, caracterizate în două reduri distincte. În săptămâna 33 vom discuta despre valorile culturale și umane europene, și avem un red în acest sens, apoi despre calitatea vieții în Europa. Ultimele două săptămâni de școală, modul al cincilea. Săptămâna 35, Europa Identitate Geografică Recapitulare, și avem o recapitulare interactivă, așa cum v-am obișnuit, cu un concurs de tip Vrei să fii elev de nota 10. Iar în săptămâna 36, recapitularea finală și evaluarea sumativă, folosindu-ne de manualul unic al editurii pedagogice, didactice și pedagogice, publicat în București 2018, singurul manual la clasa A6, singurul manual de geografie. Scanați codul QR pentru a accesa paginile 90-91, unde se află recapitularea și evaluarea. Dragilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial. În proiectarea activității calendaristice și activității didactice pentru anul școlar 2022-2023. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!